Un cuvânt al Domnului cunoscut spune Matei, capitolul 6, sunt însuși cuvintele lui Iisus. Versetul 32 spune așa, 31, nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea, cu cine vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută, dar Tatăl vostru, Domnul, El știe ce aveți trebuință. Amin. E luna decembrie, luna când trebuie să facem cumpărăturile, nu-i așa? Aici, la cuvântul Domnului, atrage atenția copiilor lui Dumnezeu să nu ne îngrijorăm. A te îngrijora înseamnă a-ți conduce viața singur, după propriile tale valori. Ce îmi place mult aici de Iisus Hristos este faptul că atrage atenția importanța lui Dumnezeu în viața personală. El știe, voi slujiți unui Dumnezeu care știe și împlinește toate nevoile voastre. Asta am vrea noi să înțelegem. Atunci când dependența noastră este totală de Dumnezeu, atunci se vede această încredere și în felul în care ne trăim viața când ne relaționăm la cumpărături, la bunurile noastre. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să ne rugăm ca prezența Domnului să fie acolo în viața noastră când facem cumpărăturile. Aseară am avut o conferință despre acest subiect și recunosc că suntem deficitari atunci când trebuie să luăm decizii în lucrurile mărunte. De ce? Fiindcă știm noi mai bine ceea ce trebuie să facem, știm noi cum să ne gestionăm viața. Greșeala noastră atâtea ori este ceea ce Avram a făcut. O luăm înaintea lui Dumnezeu. Dăm sfatul lui Dumnezeu cum să facă în viața noastră. Întâi noi trebuie prin credință să acceptăm felul în care Dumnezeu ne conduce viața și apoi conduși de cuvântul Său, conduși de dragostea Sa, să avem încrederea că Dumnezeu va împlini nevoile noastre în El, în Hristos. De aceea am vrea să ne rugăm mai mult în această dimineață ca viața noastră să fie condusă după valorile împărăției Sale. Și dacă credem cuvântul Său, dacă ne închinăm Domnului, închinarea noastră, de fapt, dărnicia noastră este un act de închinare prin care noi recunoaștem că El, Domnul, El ne poartă de grijă în cele mai mici detalii. De aceea vă îndemn să vă ridicați în picioare. Am vrea să ne rugăm mai mult, nu un minut sau două, să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, slujim lui Dumnezeu suveran, Tu ne conduci viața și vrem ca în continuare să ne lăsăm conduși de Duhul Tău cel Sfânt. Viața noastră e un ospăț necurmat. Trăim momente glorioase de sărbătoare, acolo unde minunile Domnului sunt reale în viața noastră, prin felul în care Dumnezeu, în mod miraculos, ne poartă de grijă. Am vrea să înțelegem că Dumnezeu permite miracole în viața noastră atunci când îi permitem, dar atunci când viața noastră este condusă de firea noastră, este condusă de gândurile noastre pământești, nu mai este loc pentru miracole. Lasă-te condus de cuvântul Domnului. Ai încredere că Tatăl tău ceresc știe de ce ai nevoie și El va împlini toate nevoile pe care tu ai nevoie. E decembrie, avem nevoie poate de multe lucruri, dar haide să ne lăsăm conduși de planurile Sale, de voia Sa divină, de chemarea pe care o are El pentru noi și astfel vom împlini legea lui Hristos. Amin? Ne rugăm cu toată biserica. Haleluia!